Bun venit la întâlnirea de astăzi intitulată Despre greșelile de exprimare, partea 1 din seria Ce mai descoperim? Se știe că vorbirea influențează viața atât din punct de vedere al gândirii, cât și din punct de vedere emoțional. De-a lungul timpului, oamenii au crezut în puterea cuvântului, iar principalul mijloc de comunicare între ei constituie limbajul oral sau scris. Important este ca ei să stăpânească suficient de bine limba de comunicare, iar aceasta să-și poată exprima menirea. De mare importanță este vorbirea cultivată în comunicare, de aici și sloganul. Vorbește pentru a-mi da seama cine ești. Sau, cuvântul te va trăda. Folosind terminologie economiei de piață, iată o comparație interesantă. Conținutul exprimării orale este produsul, iar exprimarea în sine, forma, ambalajul acesteia. Să ne reamintim că produsele se cumpără și cu privirea și cu auzul, deși calitatea rămâne cea mai importantă. O vorbire bună, atât orală cât și scrisă, în afară de funcțiile practice, are și una estetică. Aceasta se materializează prin diferite modalități. De pildă, cu cât este vorbirea mai îngrijită, mai bogată, mai convingătoare prin selectarea cuvintelor, cu atât exprimarea este mai frumoasă. Experiența verbală a copilului din primii ani de viață influențează întreaga sa dezvoltare. Până la intrarea în școală, copilul învață vorbirea într-un anumit fel, mai mult spontan, iar apoi apar o serie de schimbări datorită formării culturii verbale. La intrarea în ciclul gimnazial, copilul are deja o anumită experiență intelectuală și verbală. În general, el înțelege bine vorbirea celor din jur și se poate face înțeles prin exprimarea gândurilor în fraze alcătuite corect. El exprimă bine diferențele dintre obiecte și fenomene. Este capabil de a susține discuții contradictorii, de a înțelege subtilitățile vorbirii aluzive, glumele, iar dorințele, preferințele, politețea sunt tot mai clar exprimate. Această reușită se datorează și vocabularului destul de bogat, aproximativ 1500 de cuvinte. La sfârșitul ciclului gimnazial se poate constata diferența însemnată de la un copil la altul în ceea ce privește dezvoltarea limbajului, pe de o parte, datorită capacității intelectuale a fiecăruia, iar pe de altă parte, influențelor mediului familial și social. Astfel, numărul cuvintelor ce aparțin vocabularului activ se dublează. Apare un stil personal de exprimare a ideilor, deși limbajul nu este suficient automatizat. Vorbirea elevului de gimnaziu devine un element al exprimării gândirii cu pronunțate note personale. Limba și vorbirea sunt interdependente. Limba a evoluat sub forma unei vorbiri organizate, iar vorbirea s-a dezvoltat în baza limbii. Prin limbă se oglindește personalitatea lingvistică. Despre aspectele personale specifice exprimării elevilor în episodul următor. Pe curând!